Astăzi răsfoiește catalogul Oriflame cu mine. Este din campania 2-2019. Și așa arată el. V-am întrebat în videoclip dacă vreți să vedeți răsfoirea catalogului și mi-ați răspuns că da. În videoclipul anterior, cu produsele pe care mi le-am cumpărat. Câteva produse, de fapt, că n-au fost chiar foarte multe. Eu am fost reprezentant la Oriflame, însă am renunțat și am venit la Avon. Am mai fost la Avon mult timp, în trecut vreau să zic, și acum m-am apucat din nou. Produsele Giordani, eu de când am fost reprezentant am zis că vreau să-mi cumpăr un parfum Giordani, însă nu mi-am cumpărat. Poate să-mi cumpăr pe viitor. Mi-au plăcut foarte mult aceste șosețele, însă mi se pare că are un preț cam prea mare, 30 de lei pe două perechi de șosețele. La fel și căciulița asta e super drăguță cum vine ambalată. Eșarfe, poșete, bijuterii. Îmi place această pentiță, dar nu că e brățară, brățară colier. Cred că e pentiță de păr. Mă gândeam că e cam prea scumpă. Parfumuri. Alte parfumuri. Eu mi l-am cumpărat pe acesta, dacă nu mă înșel. Însă când a fost puțin mai ieftin. Însă nu l-am probat încă, pentru că am ceva desfăcute și am zis că vreau să le termin pe alea ce le am. M-ar interesa și acest parfum. Poate să mi-l cumpăr. E și ediție limitată, văd, și la 20 de lei. De aici am crema Milk and Honey, dar nu cred că e aici sau. Așa, în fine. Un parfum pentru el, am văzut că este și varianta pentru femei. Iar acest parfum cred că miroase foarte bine, dar îl confund cu altul, cred, nu sunt foarte sigură. Cu acesta îl încurc. Alte parfumuri de bărbați. La fel, alte parfumuri de bărbați. Deodorant cu bilă și antiperspirant spray. Ne-am mai cumpărat de foarte mult timp de la Oriflame și îmi plăceau și produsele Oriflame, mai ales cremele de față, spumantele de baie. Am văzut această gamă că e super faină. Adică am avut de la Optimals ceva mostre, mi-au luat și eu un cleanser de față. Și de la crema asta am avut o mostră și mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut acest prosopel. Poate am să mi-l cumpăr. Ceva seturi. Creme. Și burețelul ăsta mi se pare interesant. Pere din silicon pentru expărierea facială. Wellness. Nu știu, n-am folosit, nu știu să vă zic o părere despre ele. Shake-uri, supe. Nu știu, n-am folosit, nu știu ce să vă spun despre ele. Aceste săpunuri eu le-am folosit, îmi plac. Doar că pe cele vechi erau înainte la Oriflame. Și șampon am folosit de la ei, însă eu cum am părul gras, mi se pare că mi-l face și mai gras. Aici un set super drăguț la doar 24 de lei și ăsta la 29. Măscuțele astea le-am văzut și pe YouTube la multe fete, dar nu știu, poate am să-mi iau și una să o probez. Aici sunt mai multe chestiuțe pentru păr, șampon, uleiuri, alte șamponuri. Tender Care. Pentru picioare, Fit Up. Eu am o cremă care îmi place foarte mult, cred că aceasta este. Am primit-o cadou când mi-am făcut comandă de la fata de la care mi-am pus. Asta cremă cred că am. Cremă de noapte. Ba nu, eu am de cea de corp. Un ulei de păr. Alte chestii de păr, șampun, balsam.
gama pentru femei. De acestea vorbeam eu, le-am mai folosit. Și acum am ajuns la machiaj, Giordani Gold. Vreau să încerc și eu un fond de ten. Pensule, rujuri, creioane, tuș, chestii pentru unghii. Aici o gamă variată de produse. Mai multe. Gel pentru îngrijirea genelor și sprâncenelor, rujuri. Aici un set din creion de ochi, balsam de buze, pensetă și mascara. Mi se pare ok și la doar 20 de lei. Oje. Am zis că îmi cumpăr acest fond de ten, însă nu m-am decis încă la culoare, pentru că m-am gândit să-mi iau unul mai închis, pentru că mai un pic și vine vara și pe cel pe care l-am început este o nuanță mai deschisă. Însă mai văd, mă mai gândesc, pentru că n-am folosit de la Oriflame, doar de la Avon. De la Oriflame am folosit mult rimel. Și cam atât a fost catalogul. N-am știut să vă zic prea multe chestii pentru că nu prea am mai folosit Oriflame și poate s-au mai îmbunătățit sau cine știe. Așa că ne vedem data viitoare!